Doamnelor și domnilor, urmăriți Ora Adevărului cu Marius Gangan. Ne-am reîntors din publicitate într-o seară în care suntem onorați să-l avem ca invitat pe preasfinția sa Alexandru Mesian, episcopul greco-catolic de Lugos, și povestim despre 25 de ani de episcopat pe care preasfinția sa i-a sărbătorit chiar zilele trecute. Așadar, preasfinția voastră, spuneam celor care ne urmăresc înainte de publicitate că vom continua dialogul nostru cu momentele pe care le-ați trăit, cu munca pe care ați depus-o aici, odată ce ați venit și ați fost consacrat ca episcop greco-catolic de Lugoj. Spuneați că, în primul rând, credința trebuie să fie slujită de cei care sunt trimiși lui Dumnezeu, cum se spune pe pământ, de către preoți, de către cei care trebuie în biserică și nu numai să slujească și să păstorească, cum se spune, turma. Da, exact. Așa este. Frumos. Și atunci, desigur că întrebarea vine de la sine, cum ați reușit să întregiți pe toți cei care erau necesari, pentru că trebuie să spunem prietenilor noștri, dieceza de Lugoj nu este o dieceză simplă, nu este micuță. Există dieceze care țin un județ, o jumătate de județ. Dieceza de Lugoj prinde și alte județe și părți din celelalte județe de lângă Timiș. Și atunci, fiind o dieceză mai mare, categorică, nevoile sunt mai mari, din toate punctele de vedere. Haideți să ne povestiți puțin cum ați reușit în timp. Da. Cunoscând limitele diecezei de Lugoj, sigur că trebuia să mă gândesc la toate parohiile și la tot ce a avut biserica înainte. Dieceza de Lugoj se întinde pe teritoriul a 4 județe: Arad, Timiș, Caraș și Hunedoara. Deci Banatul și Hunedoara și o parte din județul Alba. Și având șematisme și am găsit, sigur, peste tot unde am avut credincioși, unde am avut biserici. Și am încercat să recuperăm din acest patrimoniu. Și pentru că am aici în față o scurtă statistică, o să iau exact datele de aici. Pe parcursul acestor 25 de ani, am reușit să recuperăm 71 de biserici din 235. Apoi am construit 45 de biserici noi în perioada asta. Pe urmă s-au amenajat 11 capele. Pe urmă, alternativ cu Biserica Ortodoxă, slujim în două locuri. Iar alternativ cu Biserica Romano-Catolică, în 13 biserici romano-catolice unde noi slujim. Pe urmă avem locuri improvizate, vreo 12 locuri, totuși, la ora actuală, noi avem pe tot acest teritoriu a diecezii noastre 156 de comunități și de locuri unde ne desfășurăm activitatea religioasă. Avem 124 de preoți la ora actuală, iar eu în perioada aceasta am hirotonit 114 preoți de-a lungul timpului și, sigur, acum din ce în ce mai puțini, pentru că nu mai sunt așa multe vocații ca și în primii ani. Și nevoile au scăzut. Și nevoile au scăzut, sigur, sigur. Și s-au cam așezat așa. Și s-au cam umplut, să zic așa, cam toate. Cam acestea ar fi niște date pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să le realizăm în perioada aceasta. Apoi, sigur că hirotonind preoți, trimițându-i să lucreze, cu ei am putut foarte bine să colaborăm și să dezvoltăm activitatea.
Sigur că la consacrarea mea ca episcop am avut câteva, cum s-ar zice, platforma, program, așa cum se spune în termeni aceștia, prin care anume mi-am luat niște hotărâri care va fi activitatea mea ca episcop, ce va trebui să fac. Și lucrul care l-am spus public încă și acolo, la Blaj, când am fost consacrat, că episcopul este cel trimis, mergeți de către Hristos, mergeți în toată lumea, vestiți Evanghelia la toată mulțimea, botezând, administrând Sfintele Taine, și conducând, păstorind toate bunurile și credincioșii și tot ce este. Aceasta era un gând care era obligația oricărui episcop. Apoi a fost și o altă hotărâre de-a mea de a face să existe între toți oamenii liniște, pace și să nu existe tensiuni. Pe urmă, un alt gând a fost să mă ocup special de preoți, pentru că episcopul lucrează în teritoriu și obligațiile lui nu le poate face el pe toate, ci prin preoții care sunt răspândiți în tot teritoriu. Și de aceea m-am gândit să avem preoți pregătiți și care să se ocupe, să lucreze. Tineri în cea mai mare parte. Tineri, am văzut, pentru că asta e generația tânără. Pe urmă, un alt gând ca să pot și față de celelalte confesiuni religioase să găsim, așa cum este curentul acesta postconciliar, adică a Conciliului Vatican II, de a lucra pentru unitatea între toți oamenii și între unitatea creștină. Și mai ales, aceasta era un gând și lucru care, din mila lui Dumnezeu, s-a realizat și acesta de-a lungul timpului. Și mai ales față de Biserica Ortodoxă, față de care suntem cel mai apropiați. Pe urmă, sigur, și cu autoritățile și cu toată lumea să fim în bună pace. Și acum, după 25 de ani, constat că, în bună măsură, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să pun în practică aceste gânduri, dar acestea sunt numai o mică parte din atâtea și atâtea haruri și realizări care s-au făcut în perioada aceasta, cu reparații, cu a sprijini pe preoți și financiar, pentru că sunt unii preoți care primesc 1000 de lei salariu, ceea ce ei nu pot să trăiască. Parohiile noastre sunt mici, nu reușesc să adune de pe la, așa zise, venituri stolare. Iar totodată trebuiau să-i sprijinim și cât de cât, cerșind prin toată lumea și primind și din partea statului un mic ajutor, dar totuși e de importanță și chiar din partea primăriei și a Consiliului Județean, totuși se mai primește câte ceva, cărora sigur noi le suntem tuturor recunoscători. Așa că problema generală, să zic, a diecezei, unde noi, când am venit aici, am găsit foarte puțin, era totuși ceva, slavă Domnului, dar biserica trebuie să dezvolte, trebuie să crească, trebuie să slujească și nu neapărat să iei de la alte culte credincioși. Și cei care sunt animănui, și cei care n-au pe nimeni, și cei care sunt... Mai ales cu aceștia, iar cei care sunt greco-catolici, sigur că sunt un număr mic și a scăzut foarte mult datorită situației acesteia pe care am traversat-o. Și aceasta e valabilă în toată țara, nu numai la Lugoj.
Preasfinția voastră, vreau să vă mai aduc în atenție și poate ne spuneți câteva lucruri despre misiunea pe care o are biserica și, desigur, și biserica greco-catolică și pe care în episcopatul pe care l-ați avut de un sfert de veac, așa cum spuneam, s-a realizat, s-a împlinit aici la noi în episcopie și chiar la noi în Lugoj. Este vorba despre ceea ce a făcut episcopia prin credincioși, prin preoții săi, prin administrația sa, partea aceasta socială, care a contat foarte mult și care se vede, suficient să mergem și să vedem centrele pe care le-ați realizat, în care ați ajutat copiii nevoiași, în care ați ajutat cei fără venituri, în care de fiecare dată, atunci când s-a putut și cu diferite ocazii, s-a adus un sprijin pentru cei în situații dificile. Și vreau puțin să ne punctați aceste lucruri, pentru că sunt importante într-o episcopie. Există și un document, să zic, al Conciliului Vatican II și un document magisterial, Doctrina Socială a Bisericii. Biserica, pe lângă obligațiile pe care le au pentru cele spirituale, dar trebuie să se gândească și la oamenii săraci și la cei care au nevoie. Și cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să mai facem și noi câte ceva. Sigur că unii probabil fac mult mai mult, dar și noi avem câteva puncte, nu sunt acum fixate, dar din câte mi-aduc aminte, avem cel mai important și mai mare centru de acest fel, este la Oravița, unde avem o casă de bătrâni care este ca și un spital cu medici, cu asistente și cu bolnavi, care sunt unii chiar la pat și care sunt în jur de 50 de bolnavi care sunt administrați fără ajutorul statului, numai din modul de organizare și din fonduri pe care, pe urmă, tot acum de curând s-a deschis o casă, nici nu știu cum îi spunem, matrimonială, pentru persoane abuzate, pentru copii a nimănui, care tot acolo și sunt călugărițe care se ocupă special de cazurile acestea a celor care sunt huiduiți de acasă și mai ales fete care au rămas gravide sau și n-au unde să se refugieze, își găsesc un loc acolo ca să nu avorteze și ca să se nască un copil. Pe urmă, mai avem centru din Mondial, din Lugoj, care deja funcționează de vreo 20 de ani și unde sunt tot călugărițe care se ocupă de copii săraci, mai ales că e un cartier cel mai neajutorat, să zic. Și unde sunt mulți copii și aceste surori lucrează cu copiii care vin la școală și când merg de la școală din oraș, din Lugoj, acasă, nu mai merg acasă în cartierul lor, ci merg direct la acest centru, unde se spală, se pregătesc, servesc o masă de amiază, se joacă, se odihnesc și pe urmă își fac temele sub supraveghere acestor surori care sunt acolo. Pe urmă, acolo, pe lângă partea aceasta socială, sigur că vrând nevrând apare și partea spirituală. Că îi mai învață pe copii și așa, pe lângă că fac și în școală religia și celelalte, dar faptul că vin în contact cu aceste persoane, sunt cât de cât, așa că copiii din Mondial se bucură foarte mult de această oază de lumină, cum
Cei care nu cunosc știu cam unde locuiesc acești oameni, în niște case care sunt de peste 100 de ani, care au fost ale muncitorilor care lucrau la fabrica de cărămidă și care ei și le-au amenajat și, mă rog, sunt câteva sute bune de oameni care stau în acest cartier. Pe urmă, mai avem și pe Valea Jiului, avem și la Hunedoara, avem și la Timișoara, avem locuri din acestea. Iar, sigur, oameni săraci care nu sunt organizați într-un centru din acesta, aceștia sunt permanenți și unde nu îi poți consemna exact la cine cât le dai, dar și la noi nu-i zis să nu vină 3-4 persoane să primească ceva. Și chiar dacă primesc pentru a servi o masă la un meniu fix, dar totuși primesc ceva și cât de cât nu iese niciunul de aici care vine fără să fie ajutat. Contează enorm de mult pentru fiecare dintre cei care nu au posibilități financiare și pentru care, eu întotdeauna am spus așa, noi care cât de cât avem un salar pe munca noastră care am făcut-o sau așa, și salarul acesta pe care noi îl primim, de multe ori ne gândim și spunem să dăm 10 lei sau să nu dăm 10 lei, pentru diferite lucruri. Da, da. Cât de mult înseamnă pentru o astfel de persoană să primească în dar, cum spuneți dumneavoastră, o masă caldă, posibilitatea să poată să se alimenteze cât de cât și enorm de mult. Sunt foarte mulți dintre noi care nici nu ne dăm seama, poate, ce important este acel 10 lei pentru astfel de persoane. Și de aia, Preasfinția voastră, eu caut întotdeauna și încerc pe cât posibil să promovez lucrul acesta. Nu trebuie niciodată să vorbim urât sau să ne adresăm cu cuvinte grele sau să facem diferențe, să spunem, pe aia nu contează, aia nu ne interesează, aia. Nu este așa. Valorile creștine ne spun foarte clar că trebuie să fim empatici, trebuie să fim alături, mai ales de cei care nu au, mai ales de cei care trec prin perioade grele. Da, știți aici cum? Vreau să vă completez. Când eram pe la Roma și la întâlniri din acestea, așa zisă, la comunitatea Sant'Egidio, care anume se ocupă cu ajutorarea săracilor, era o conferință care avea titlu Evanghelia Carității. Deci nu Evanghelia pe care noi o citim, ci a pune în practică caritatea, adică dragostea față de aproapele, aceasta este Evanghelie, care deja sigur că pui în practică, iar nu mai vorbesc că actualul papă foarte mult vorbește despre oamenii săraci, foarte atașat de ceea ce se întâmplă. Condițiile foarte grele care sunt pe glob. Laudato Si este una din scrisorile pe care le-a scris în ultima vreme, unde e extraordinar ce mare accent pune pe condițiile oamenilor în lumea în care noi trăim, că oamenii devin unici. La noi, sigur, cât de cât la noi e altă situație, dar privită problema la scară mai largă, fie în Africa, fie prin Asia sau chiar America Latină sau unde oamenii sunt tot marginalizați, iar activitatea preotului trebuie să fie mai ales asupra acestor săraci, trebuie să ne orientăm mai mult. Așa. Da, așa când a venit, scuzați-mă, când a fost Sfântul Părinte la Blaj, anume a dorit să meargă exact. Asta la comunitatea romilor din Blaj, unde într-un mod foarte rapid s-a construit biserica lor. Și deja pe când a venit Sfântul Părinte, deja se slujise câteva liturghii, deja au fost câteva botezuri de romilor. Și a avut loc întâlnirea chiar acolo, în și chiar în biserica lor, care, unde am fost sigur și eu prezent,
dar care anume, gândindu-se la condițiile lor, însă, sigur că dacă se ocupă cineva și de educația lor, nu trăiesc nici ei, să zici că mor de foame sau așa ceva. La noi în țară, cât de cât lumea nu se găsește chiar și unii dintre oameni, nu se găsesc în situații chiar așa de grele. Așa este. Preasfinția voastră, pentru că am vorbit și ați adus aminte de Sfântul Părinte, eu aș vrea să aduc în atenție și să povestim puțin, am să vă pun o întrebare, legat de mesajul pe care Papa Francis vi l-a trimis cu ocazia acestei sărbătoriri a 25 de ani de episcopat și pe mine m-au marcat niște cuvinte și aș vrea să citesc chiar din scrisoarea Sfântului Părinte, pentru că o am în față și aș vrea să vă citesc și să vă spun așa. Spune Sfântul Părinte: așadar, vei sărbători în curând, cu recunoștință, un eveniment fericit și unic în viața ta, întrucât au trecut 25 de ani de la acea zi memorabilă de când ai fost consacrat episcop. Cu această ocazie, dorim să-ți arătăm bunăvoința noastră și să te felicităm cu bucurie pentru fericita sărbătoare jubiliară, dar și pentru întreaga ta slujire plină de rodnicie. Îndeplinind misiunea apostolică pentru această comunitate de credincioși, întemeiată cândva de fericitul Pius al IX-lea, te-ai străduit înainte de toate să cultivi prietenia cu preoții tăi și să sprijini comuniunea lor fraternă. I-ai îndrumat cu grijă pe seminariști și totodată i-ai călăuzit pe credincioșii laici pentru a păstra moștenirea spirituală și a o transmite fiilor lor, fără a te descuraja în fața greutăților și a împrejurărilor potrivnice. Nu putem arăta îndeajuns, prin aceste rânduri, fidelitatea și iubirea ta față de Biserica Catolică, precum și devotamentul tău față de succesorul Sfântului Petru, răbdarea și perseverența de păstor al turmei. De aceea se cuvine să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și să spunem prin cuvintele profetului: mă voi bucura în Domnul și voi tresălta de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Domnul Dumnezeu este tăria mea. Ce frumos, iată, scrie Papa Francis și trimite un mesaj, așa cum o face el de fiecare dată, mesaje de suflet, mesaje care te ating, într-adevăr, are, ca să spunem așa, vorba aceea caldă, dulce, dragă, apropiată de cei pe care îi simte că sunt într-adevăr meritoși și într-adevăr își merită aceste cuvinte deosebite. Foarte, foarte adevărat și într-adevăr și am rămas foarte fericit că o scrisoare lungă totuși nu e numai o felicitare de două rânduri, exact. Cum obișnuim și noi. Asigur. Ci este un bilanț aproape, așa care este, am putea exact să spunem, în care prinde aspecte din viața noastră și Papa cunoaște foarte bine realitățile bisericii noastre și mai ales după ce a fost în România. Exact. Și amintește de fiecare dată acest lucru. Trebuie să spunem prietenilor noștri că eu n-am mai citit. Începutul acestei scrisori este dedicat faptului că recent a fost în vizită în România și cât de bine s-a simțit și ce a însemnat pentru... Pentru dânsul, pentru, așa da, ceva. Dar ce a însemnat pentru noi. Exact, exact, exact. Că dacă noi am trecut și am traversat o istorie foarte grea, să zic, din ultimii ani, totuși istoria acestei biserici, pentru că și acum este această mișcare spirituală în toată lumea, ecumenismul, adică drumul spre a reface din nou unitatea creștină. Ori românii din Transilvania au realizat această unire la 1700 și de atunci putem să spunem
că istoria acestei biserici a continuat până la sacrificiu și la jertfa acestor 7 martiri care au murit pentru credința lor. Și am fost atât de impresionat și de mirat că nu numai că Papa a semnat documentul de beatificare, ci a venit personal în România. Și sigur cu autoritățile de stat și, mă rog, tot ce a fost, încât a reușit să vină până în inima țării, la Blaj, pe Câmpia Libertății, și acolo să enunțe acest lucru. Ori aceasta era o încoronare a unei istorii extraordinare pentru unitate creștină, pentru unitate cu Roma, că de fapt de acolo ne tragem și noi, și acolo era primul mileniu, toți creștinii aparțineau de Biserica Romei, de Biserica lui Petru. De aceea și eu zic că e jubileul acesta de 25 de ani pe care, din mila lui Dumnezeu, mi-a ajutat să îl trăiesc și să-l sărbătorim. A fost și acesta tot o încununare a unei activități și a unei vieți care se leagă cumva și de vizita Papei în mod extraordinar. Exact. Și aș vrea să aduc în atenție încă un lucru care este foarte important. În perioada aceasta de episcopat pe care ați avut-o aici la Lugoj, în dieceza de Lugoj, de 25 de ani, în România au venit 2 sfinți părinți. Foarte, foarte important. Papa Ioan Paul al II-lea, care a fost primul, cel care a deschis, ca să spunem așa, iată, aceste vizite, aceste sosiri ale Sfântului Părinte din Cetatea Vaticanului pe teritoriul românesc, adică în grădina Maicii Domnului, așa cum frumos a spus Papa Ioan Paul al II-lea. Și aș vrea să mai aduc în atenție un lucru. Deci cea de-a doua vizită, iată, care au făcut-o, în 1999 a fost vizita Papa Ioan Paul al II-lea. Exact. Și iată, în 2019, deci sunt, dacă stăm să după 20 de ani. Interesant. Care nu s-a limitat București. Nu, a dorit foarte mult să fie în toate locurile importante în ceea ce înseamnă pelerinaj, exact, cum o spus. Exact, și exact. La Șumuleu, și la Iași. Și la București, sigur, și de data aceasta. Da, sigur. A fost un eveniment deosebit de mare și o încununare a istoriei și a jertfei bisericii noastre, care n-a fost pusă la, să zic așa, la o parte, ci a fost considerată ca un lucru extraordinar de mare pentru întreaga creștinătate, nu numai pentru românii din Transilvania, să zic. Deci, iar pentru poporul român a fost un lucru extraordinar. A fost primit extraordinar. De aceea și are aceste amintiri foarte frumoase, da. Și permanent le spune, permanent. Cu orice ocazie, am observat, dacă are un interviu undeva la un radio sau la o televiziune, sau dacă vorbește, face declarații presei, nu există să nu lege cumva și să atingă problema aceasta că a fost în România de curând și s-a simțit extraordinar. Așa cum și începe de curând. Exact, exact. Iată și această scrisoare după către dumneavoastră. Fost în România. Ceea ce înseamnă că, într-adevăr, vedeți, încă o dată, Sfântul Părinte aduce în atenție următorul lucru care este foarte important. Fapte, nu vorbe. Da, da. Adică, haideți să-și acționăm. E frumos, vorbim, încercăm să fim împreună, să fim cu toții. Dar haideți să și acționăm în linia asta. Adică să dovedim că se poate. Și iată că se poate. Da, și era lozinca aceasta, să zic așa, să mergem împreună. Indiferent. Așa este, exact. Că e credincios sau necredincios, că e de ce confesiune este. Exact. Oricum, noi trăim împreună și
drumul nostru, serviciu, întâlnirile, toate, formăm deja o cale pe care toți o parcurgem. De ce să nu ne unim în lucrare și de ce să fim dezbinați? Da, și de ce să fim să ne urâm unul pe altul când noi mergem frumos împreună pe calea aceasta pe care ne-o dat Un exemplu Dumnezeu. Extraordinar și eu mă bucur tare mult că, iată, eu am legat puțin și am spus, s-au întâmplat lucruri importante în acești 25 de ani de episcopat al preasfinției voastre. O să intrăm în publicitate și apoi ne vom întoarce și vom continua dialogul nostru în ultima parte, încă cu câteva subiecte foarte interesante. Da. Publicitate.